România se teme de al șaselea val de îmbolnăvire. Autoritățile din Statele Unite atenționează că cea mai recentă variantă de Omicron, BA5, a devenit rapid dominantă și că vaccinurile nu vor mai fi eficiente. La ce ar trebui să ne așteptăm și dacă va mai fi nevoie de încă un vaccin în toamnă? Discutăm acum cu domnul doctor Radu Țincu. Bună ziua! Bună ziua! Domnule doctor, acum avem, iată, o nouă dilemă. Sunt vaccinurile anti-COVID, cele pe care le știm deja, și vor apărea și vaccinurile anti-Omicron. Pe care să le alegem? Trebuie să așteptăm să vedem dacă aceste noi variante, subvariante ale Omicron, mai răspund la anticorpii pe care i-am produs în urma vaccinării sau în urma trecerii prin boală. Din evoluția din vestul Europei și din Statele Unite, unde numărul de cazuri a crescut foarte mult, chiar și la persoane care au fost vindecate sau care au fost vaccinate, ne arată că, într-adevăr, aceste noi variante virale cel mai probabil scapă de o parte din anticorpii pe care noi îi deținem în acest moment și probabil prefigurează pentru toamnă ideea modificării compoziției vaccinului. Însă ceea ce trebuie să vedem este numărul de cazuri care a început să crească peste tot în lume. Marea Britanie, spre exemplu, a raportat o creștere semnificativă la persoanele vârstnice din azilele de bătrâni, ceea ce îi îngrijorează pentru că nu știu dacă acești pacienți vor dezvolta sau nu forme medii sau severe care să necesite spitalizare. Deocamdată suntem într-o perioadă în care trebuie să fim extrem de prudenți până ne lămurim cu privire la aceste două variante ale Omicron în prezent.